Cristi și Vlad Munteanu sunt următorii mei invitați, sunt faimoși pe YouTube, au devenit super vedete în școala lor, au doar 16 ani, iar astăzi povestim cu ei despre secretul succesului. Cristi și Vlad Munteanu! Salut! De când nu v-am văzut, ce faceți băieți? Luați un loc aici? Foarte bine. Mi-am dat seama că sunteți frați imediat după pantalonii scurți pe care îi aveți. Adevărat, de când mergeți la cumpărături? Da, trebuie să ne acceptăm. Stai, să iau și lui frate meu, trebuie să-i cumpăr și lui. Da, asta a fost din greșeală, ne-am potrivit. Ce fac băieții de 16 ani care au cucerit YouTube-ul? Să știi că ne simțim foarte bine, dar puțin pe fugă. De ce? Avem la 8 un tren. Aveți la 8 tren? Da. Unde plecați? Acasă, la Constanța. Stai liniștit, păi, și ce vă grăbiți, că mai e timp. Mai e timp și nu te grăbi, pentru că trenurile în România nu pleacă niciodată la fix. Exact. Adică oricum întârzie, de prins din mers. Deci mai avem două ore. Deci cum merge treaba la școală? Am înțeles că aveți niște probleme cu profesorii, cu unii profesori care nu acceptă că voi aveți succes. Hai să spunem așa, nu ne mai ascundem. Nu ne ascundem acum, dăm cărțile pe masă. Ia zi-mă, Cristi. Faza este că nu acceptă că avem succes. Nu acceptă oarecum motivul de ce plecăm noi de la școală. De ce lipsim de la școală și asta este o mare problemă. Faptul că pleci de la școală și că... Dar ei ce fac la București? Dar vreau și eu să merg la București în vacanță. Păi dar da, la școală trebuie și dacă faceți absențe... Nu se fac absențe. Se scade un punct la purtare. Deci vă acceptați, da. Vă acceptați absențele. Dar în rest, uite, profesorii așa pe YouTube, vă văd ce faceți pe acolo? Presupun, nu ne-au spus, dar sigur s-au uitat măcar o dată. Toată lumea se uită la noi. Păi uite, le arătăm profesorilor imaginile acestea cu voi când ați fost în vizită de lucru la o școală din București și uite cum v-au primit copiii. Dar la voi acolo, la Constanța, sunteți la fel de mari vedete cum ați fost la școala de aici? Da, la școală, serios. Sau s-au obișnuit oamenii cu voi acolo? Oarecum, să zic o chestie. În Constanța, toată lumea știe unde locuim. Da? Au venit niște prieteni de-a noștri vloggeri în Constanța, la gară, și s-au oprit acolo. Bă, dar unde stăteau ăștia? Vin niște fani. Unde vă duceți? La Munteni? Hai, vă ducem noi. Vreți să sunați? Am și numărul lor. Sunt foarte publice informațiile astea, pentru că este o isterie. Și vă treziți cu fanii în fața blocului? Da, în fiecare zi. Cel puțin acum, în vacanța de vară, în fiecare zi trebuie să strige cineva: Munteanu! Și da, ne-am obișnuit între tata timp. Tata lui Munteanu, lăsați pe Cristi și pe Vlad prin fața blocului. Nu e așa? Nu, ieșim cu bodyguard. Da, lasă că e frumoasă viața asta. Dar stai un pic, Vlad, să vin puțin lângă tine ca să detaliem un subiect. Super. Te-ai pupat sau nu cu Mimi? Oh, shit! Nu e, baby! Pentru că Vlad, oameni buni, l-am urmărit pe YouTube și am urmărit-o și pe Mimi, hello Mimi, și am văzut că faceți tot felul de nebunii, vă uitați unul în telefonul altuia. Da, facem yoga, așa. Faceți yoga, v-ați și pupat. Până la urmă, tu poți să detaliezi tu mai bine. Pot să detaliez. Nu a fost niciun pupat pe camere. Nu, glumesc. Nu a fost niciun pupat. Știm ce înseamnă treabă și am făcut niște clipuri acolo, fanii. Doar clipuri, nu? Dar tu ai iubită? Uite, mă întreabă telespectatoarele. Am zis că rămâne confidențial și va rămâne. De ce ai? Dacă n-aveai iubită, acum dacă nu vrei să recunoști, care-i treaba? Hai că ai acum, recunoaște. Bine, voi recunoaște, nu am. Nu ai iubită? Nu am. Pe cuvântul tău? Pe cuvântul meu, că am avut. Minte? Când te-ai certat cu ea? Recent. Hai să nu intrăm în subiectul ăsta. Îți place, da? Da, îmi place. Dar frate, tu mă încurajează. Eu mă simt bine aici. Yes. Nu, nici eu n-am nicio problemă. Zi-mă, Vlad, dar de ce n-am mers relația? Ce s-a întâmplat, Vlad? Probleme de adolescenți. Probleme de adolescenți, perfect. Hai să nu intrăm. Să știți că sunt niște băieți foarte haioși, oameni buni, dar chiar vreau să vă întreb, de unde vă alegeți subiectele astea? Adică, cum faceți? Păi, cred că asta ar fi cea mai mare problemă înaintea unui vlog. Să ne gândim la o idee. Da. Ne gândim, bă, ce să filmăm? Bă, chestia asta mi se pare prea plictisitoare, asta e prea veche. Și trebuie să venim de fiecare dată cu ceva nou. Cu toate că noi reușim, încercăm să preluăm de afară idei sau să le refacem, să ne inspirăm. Și așa ieșim cu idei de vlog. Da, voi sunteți acum în clasa A 11. Vine bacul. O să vină, da. Și după ce terminați cu bacul, ce vreți să faceți? Sincer, nu avem planuri să mergem la facultate, dar ne-am gândit să facem pe direcția asta. Da, pe direcția asta. Știm că nu o să facem YouTube la 40 de ani, dar tot orice facem aici este un substrat la ceva, tot ne clădim ceva ușor. Și deci după ce terminați liceul, deocamdată vă canalizați în zona asta de YouTube și ceea ce faceți voi? Și apoi vă gândiți cu facultatea sau nu? Da, normal. Posibil.
Dar acum e un pic ciudat. Uite, cum am fost eu, să spui așa, imaginea asta, la 15 ani, 16 ani, Cristi Munteanu, stai vlogger. Stai să trec pe scaunul meu, că n-am aflat nimic de la frate, tu zi. Așa. Imaginea asta de copil, 15 ani, 16 ani, care face vlog, după ce, ce s-a făcut acum? La are 25 ani, inginer. Adică trebuie să ne așteptăm în continuare pe treaba asta. Păi da, și la un moment dat când o să ai 25 de ani, nu o să mai poți să faci tot felul de provocări pe care le faci acum cu fratele. Da, are alte așteptări de la voi. Da. Nu te gândești, adică lumea nu o să, o să apară alți puști tineri care normal, o să vă ia locul, pentru că tânăra generație o să se uite poate la alți copii. Ne gândim mereu la asta, chiar ne-am gândit foarte bine. Suntem foarte conștienți cum să ne păstrăm imaginea și toată relevanța asta, cu toate că nu e atât de serioasă treaba, doar trebuie să continuăm să ne păstrăm. Așa cum da, dar știi cum e, când înaintați în vârstă, lumea vrea alte subiecte, vrea alte abordări, subiecte. Mai apar alții vlogări mai mici, care au fanii lor. Da, și, tot așa. Și ăsta ar fi un lucru greu, să te menții în continuare relevant sau totuși plăcut, e un lucru foarte greu. Tatăl vostru ce mai face? E foarte bine, e chiar acolo în spate. Da, veni cu tata. A, vorbește deja cu cineva, văd că da, își face da, prieteni. Hai să-l vedem, tata, măcar să te tata, salutăm unde? Stă de vorbă acolo. Ia uite-l, ia uite-l, stai, tata, tata Munteanu. Lucian, cum acolo, e la ședința cu părinții? Nu, nu merge, nu? Se duce. Nu merge, săracul om, îți dai seama. E mai bine așa să nu meargă, nu? E mai bine. Da, cred că e cel mai bine așa. E mai bine să nu meargă. Bun, ce subiecte avem în viitorul apropiat pe YouTube? Vine vara, să vedem ce avem la frații Munteanu. Bun, vine vara, toți copiii sunt liberi, trebuie să venim cu o controversă, ceva să prindă. Da, trebuie să ne gândim la ceva foarte bun, să rupă, să nu mai fie văzut de nimeni, trebuie ceva nou. Weekendul ăsta scot o piesă, deci o să prindă, da. Clar. Unul trending, m-am obișnuit deja, mulțumesc frumos, da, unul trending. E tare, frate, tu, da, acum voi v-ați spus acum, sincer, întrebarea între voi, bă, care e mai tare dintre noi doi? Eu zic mereu că eu sunt mai tare, dar acum... Eu zic mereu că suntem amândoi. Asta am zis și data trecută, așa rămâne. Perfect. Dar tu crezi că ești un pic mai tare, da? Da, exact. Adică, ce, s-ar descurca el fără tine? Normal că nu. Da, ce te enervează pe tine cel mai mult la el? Că n-ar putea să facă nimic fără mine. Cum? N-ar putea să facă absolut nimic fără mine. Mamă, Vlade, a pus sub centură. Acum... Zi! Da, nu, toate pozele mele de pe Instagram sunt făcute de el, deci... Îi ofer credite pentru asta. În rest, nu. Da, el e profesionist, a? Adică... E... Noi suntem la pachet, practic. Dacă vreau o poză, da. Văd un loc super, ok, Cristi, ai făcut o poză și... Da, vreau să vă întreb, ați putea funcționa separat? V-ați gândit la chestia asta? Să nu mai fie practic nu. Sincer, nu. Știi că la un moment dat o să vă însurați și voi, o să vă căsătoriți, da, o să mergeți la casa voastră. Asta, exact. Da, normal. Nu, o să avem aceeași nevastă, știi? Nu se prinde. Da, oarecum deja este diferită treaba asta, pentru că nu avem un singur canal, frații Munteanu. Da. Avem Cristi Munteanu și Vlad Munteanu și facem vloguri individuale. Dar lumea vă percepe împreună, ca exact, o echipă. Exact, exact. Lumea ne apreciază când suntem împreună. Atunci ne suntem cei mai plăcubili. Plăcubili, dar noi... Blavamă plăcubilor. Plăcubili. Da, suntem foarte plăcubili. Dar noi, fiind frați, nu putem să cooperăm. De multe ori ne certăm, nu mai facem, hai să ne punem să facem un clip, ne certăm, unul nu e de acord cu ceva, unul cu altceva și ne-am luat la bătaie și ne-am luat la bătaie. Încetăm. Nu, nu, asta e nu ne-am certat. Dar probabil ăsta e motivul pentru care nu avem un canal împreună. Da, este Vlad Munteanu, Cristi Munteanu, el are subiectele lui, nu știu ce, eu am altceva, de obicei nu putem coopera. Dar uite, acum suntem mai echipă, încercăm, da, mai încercăm. Echipă, foarte bine. Dar pe tine, când îl vezi cu fosta lui prietenă, ai de comentat la chestiile astea? Băi, nu e... N-am ce să zic acum, suntem prieteni. Deci suntem la stadiul ăla de... E un stadiu neutru, n-am ce să zic. Deci fiecare cu viața lui. Fiecare cu viața lui, tot așa. Bravo, băi. Mă bucur că ați trecut pe la noi, când veniți prin București, vă rog frumos, nu ne evitați, treceți pe aici pe la emisiune. Bineînțeles, avem un pahar cu apă, niște prune. Na, ok, o să vin aici să mănânc niște prune, chiar mi-a la poftă. Te rog frumos. Și uite, avem și niște fete prin public, foarte frumoase.